Salutări și bine ai venit la un nou tutorial de pe canalul Fata cu Flori de Hârtie. Pentru tutorialul acesta vei avea nevoie de un ac de quilling, lipici de hârtie, câteva fâșii de hârtie pentru quilling și opțional o tablă cu șabloane 3D. Îți voi arăta cum se face această floare. Este un model foarte simplu. Obișnuiam să-l fac pe vremuri pentru mărțișoare. Pentru a face petalele, vei avea nevoie de 2 sau 3 fâșii de hârtie. Vei face 6 discuri, dintre care 5 vor fi folosite pentru petale, iar unul va deveni centru. Pentru a rula, facem procedura normală. Trebuie să rulezi un disc strâns. Eu folosesc aici o hârtie mai groasă. Tu poți să folosești orice tip de hârtie, important este ca fiecare petală să aibă același număr de fâșii de hârtie. Primul disc este gata. Nu trebuie să fie aceeași dimensiune ca a mea, îl puteți face mai mare, puteți face mai mic. Voi decideți și chiar vă sugerez să experimentați. Pentru că acest model este ușor de realizat, din nou puteți să folosiți pentru o dimensiune mică sau pentru o dimensiune mare. Orice culoare posibilă, orice combinație de culoare posibilă merge. Și partea cea mai bună este că poate fi realizat împreună cu cei mici. Mai ales dacă vreți să faceți ceva drăguț pentru școală. Ok, avem primul disc, mai urmează încă 5. Am 6 discuri aici, urmează să le modelăm. Eu folosesc această tablă cu mulaje 3D. Nu este obligatoriu să folosiți tabla dacă nu o aveți. Eu am luat-o pentru că la momentul în care am început să fac aceste flori, le făceam pentru mărțișoare și era nevoie să mă mișc foarte repede și să mă asigur că florile și petalele ies simetrice. Deci dacă nu ai această tablă, poți să folosești capătul acului de rulat, poți să folosești o carioca, poți să folosești orice tool, orice chestie care are cât de cât un vârf îndoit, să-i spunem. Poți să folosești inclusiv degetul, dar trebuie să ai un pic grijă să nu împingi prea tare. L-am modelat și avem acum 6, iar eu trebuie să fac un disc la loc pentru că am uitat că îmi trebuie doar 5 petale. Ok, urmează acum să le lipim. Le voi întoarce cu fața în jos pentru că în așa fel toate petalele ating pământul și este mult mai ușor să le lipești între ele. Este momentul să iei lipici. Eu le lipesc pe margine, două câte două. Dacă folosești genul ăsta de lipici pe care l-am eu, este mult mai ușor să ajustezi apoi floarea ca să te asiguri că este simetrică. Lipiciul acesta este de la Casa Retro. Puteți căutați pe Google că îl găsiți. O să vă las și eu link-ul în descrierea videoclipului. În momentul acesta avem floarea formată, trebuie să lăsăm un pic să se usuce până punem centrul. Ok, floarea mea s-a uscat, între timp am întors-o cu fața în sus și acum mai trebuie doar să pun centrul. Centrul punem niște lipici pe margine și cam asta este tot. Puteți da petalele cu lipici sau cu lac pe interior. Iată cum le-am folosit eu, un ac de broșă și gata. Au devenit mărțișoare.